Lol. Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Counter-Strike. M-am gândit că trebuie să diversific, oh lol. M-am gândit că trebuie să diversific un pic contentul de pe acest canal, pentru că totuși parcă este mult prea, you know, same shit. Adică postesc cam același lucru și eu nu mă pot juca un singur joc. Am luat AK-ul? N-am luat AK-ul, nu? Ăsta AWP-ul, nu? N-am luat. Hai să luăm M4A4, hai să vedem. Băi, este super, adică uitați-vă ce-au făcut tipii ăștia în Roblox. După părerea mea, Roblox este un joc pentru copii, dar este un joc super interesant. Hai să învăț aici cum se joacă, încărcăm arma. Oulă, tipul ăsta un pușcă. Lol, care tăgea în mine? Da, nu uitați să lăsați un like la acest episod dacă mai vreți să mai jucăm și alte jocuri. Adică, Alex Alvarez a făcut kill. V-am zis că nu mă pot juca un singur joc și atunci încercăm și altele. Și îmi place, am luat 5 puncte. Dacă vă place și mai vreți episoade de Roblox, pentru că sunt tot felul de minigame-uri și tot felul de chestii și mechere, o să-mi bag 500 de Robux ca să-mi customizez caracterul meu să arate super șmecher. Și tot mi-a dat flashbang în ochi. De ce, frate? De ce ai făcut chestia asta? Nu trebuia să o faci. Și poate o să readucem și seria de Minecraft, cine știe. Dar deocamdată hai să încercăm Roblox-ul. Uite-l! Uite-l pe terorist! Împușcă-l! Bă, da, mori! Of, ce greu l-am omorât. Cum iau arma? F, parcă, nu? Nu? Nu F, nu? E? G? Am luat-o, nu? Da, am luat AK-47. Folosim AK-47, băieți. Unde este? Unde este? Nu mă aude. Nu mă aude, nu mă aude. Sunt ultimul rămas. Ba nu, mai e și ăla. Pe aici am vine. L-aud. L-aud. Fiți atenți aici. Tactici de Roblox cu Alex Alvarez. Yeah, boy. I-am dat cap. Nu cred, nu știu de ce i-am dat cap, nu știu cum. Hai să folosim AWP-ul. Nu cred că are cum să-mi vină de pe acolo, pentru că acolo stă ăla. GG, am făcut most eliminations. Ce șmecher e AWP-ul. Da, băieți, astăzi vom juca cu AWP-ul ăla. Hai să ne luăm și un pistol nou, să vedem cum arată. P250, pistolul meu favorit. Wow, deci arată exact la fel. Și ai și o opțiune super, nu știu cum e cu skin-urile, cum poți să spui skin-uri, că știu că e și cu skin-uri. Dar ai și o opțiune șmecher în care poți să-ți vezi arma, ceea ce e genial. Vine pe lung cineva? What do you think? Nu, că, nu, se pare că nu vine nimeni pe aici pe lung. O să mergem cu P250. Oh, am omorât. Uitați are skin. Și tipul acum nu e ok. Tipul ăsta, what the fuck? Îi văd în cap. Nu vreau să-i văd în cap. Air parcă, da. Da, e destul de interesant. Ce pot spune? Chiar este interesant și cred că e un joc care merită să faci videoclip, nu? Nu știu de ce mi se vede chestia asta acolo sus, n-ar trebui să vadă, cred, nu știu. Da. V-am spus să nu uitați să apăsați butonul de like și promit că o să îmi bagă și niște dolarei, 5 dolari mai bine zis, pentru a-mi face caracterul de Roblox customizat, să arate mult mai frumos, sau să-mi fac un caracter propriu. Exact ca Minecraft, doar că aici ai câteva opțiuni, dar și în Minecraft am un caracter. Adică eu nu mi-am găsit încă un caracter. Dual beretă, ce bine arată. Merge capa? Era culmea să poți să vorbești pe capa. Tipul ăsta... Oh my god, USP, ce tare arată. USPS. Wow, e chiar tare USP-ul. Și încarcă el arma, ce drăguțe, cu blocurile astea în loc de mâini. Ce... No scope! De fapt, a pus scope probabil, dar a făcut dublu kill măcar. Deci este 7 la 5 acum. Arată... MVP for planting the bomb. Deci este Roblox Counter-Strike, I don't know. Este tare oricum. Bă, să mergem cu Desert Eagle, arma pe care vreau să încerc. Și ca și rifle, o să luăm AUG-ul. Aoleu, luăm arma din Call of Duty, băieți. Sunteți pregătiți să vedeți arma din Call of Duty? Se încarcă destul de greu, bă. Da, e ok, măcar se încarcă. Ia fiți atenți aici, cu arma din Call of Duty. Bă, dar nu veni aici. Ai venit cu shotgun-ul ca să-ți iei aici? Serios? Nu vii cu shotgun-ul. Bă, uite, a venit. Oh my god. Nu telefonul.
Da, mi-a sunat telefonul, iertați-mă pe mine, e foarte important, e un apel extraordinar de important. Da, mi-a sunat telefonul, iertați-mă, nu, oricum nu stau să răspund. Doar că mi se întâmplă des să-mi sună telefonul când mă joc sau filmez. De obicei când filmez, când mă joc nu-mi sună, doar când filmez, că așa e karma. Vreau să-l văd, vreau să-i văd arma, sau skin-ul, că arată ciudat. Ah, arma lui pare roșie, dar de fapt e altă culoare. Lol, nu știu de ce. Plantează, ia să vedem cum arată când plantezi. Oh, e buguit. Are bug când plantezi, se pare. Cere un bug. Wow, e un pic buguit, vă dați seama că n-are cum să fie perfect totul, dar aparent merge, ceea ce este interesant. A luat MVP tipul. Bun. Fiți atenți aici, Desert Eagle. Mi-au Kevlar plus helmet, smoke și hay grenade ăsta care bănuiesc că nu știu ce este exact, dar wow. Unde am aruncat smoke-ul? Oh, l-am aruncat chiar șmecher. Nu vede nimeni? Am luat pe cineva oare cu granata ce? Nu mă aude nimeni, nu mă aude nimeni, nu mă aude nimeni. Am intrat pe lung, dar am să mă duc după ei. Să mă opă, acesta înseamnă că a fost dat exec. Ok, ok, mă duc, mă duc. Sigur e cineva pe aici. Tu nu mori, adică... Tu nu mori! Oh my goodness, nu murea! I-am dat damage măcar, damage dealt 21 într-un hit. Asta că de abia înseamnă că nu prea l-am nimerit, asta e chestia. Da, wow, ce tare. Wow, este puțin buguit, ceea ce e ciudat. Dar e interesant, ce pot să spunem. Nu pot să mă rotesc camera. Free camera. Cred că cu control. Da. Mă rog. Oh, așa. Bun, din nou, nu mergem cu Deagle-ul, e clar că nu este o armă potrivită. O să mergem cu M4A4 și Kevlar plus helmet. Trebuie să învăț să joc. Hai mai. Am luat? Cred că am luat. Da, am luat, doar că mi-a arătat că încă aveam bani. Ha! Oh my god, mi-a dat căpățână. Loi, ce nașpa. Player scoped in. Oare pot să mă mișc acum? Yeah. Tot nu pot. Ah, pot să mă mișc unde vreau eu, dar nu pot să mișc și ăsta. Da. Cu J, open the shop, ia. Yeah. Into manager inventory, ia. Yeah. Oh, avem inventar! Shop! Deschidem cutii! Cumpără cutie! Buy for $25, bag! Ah, n-am bani. Și cum bag bani? Cu Robux. Da, n-am. Ah, și s-a terminat runda. Am înțeles, păi episodul ar fi mult pe scurt dacă s-ar termina runda așa. Cred că o să mai încercăm să jucăm. I don't know. Teroriști. Ar fi interesant să fim și teroriști. Odată și odată ne luăm Kevlar și haide să mergem. Cuțitul acesta, ce frumos e el. Eh? Cuțit? Îmi plac mâinile rotunde așa, sunt cel mai tari. Wow. Ok. Hai să vă arăt aici cum se trage cu acest Glock. Sunt mai mulți counter-teroriști decât teroriști. Dar nu contează chestia asta. Iam să mă duc după ei. Am să-i alerg. Oh my god, deja unul a murit. O să iau pe la spate, o să iau pe la spate, o să iau pe la spate. Am și burst mode. What the fuck, ce tare. Pe unde se... Pe acolo, pe acolo, pe acolo. De ce ai venit după mine? Nu mă urmări. Ăștia vor lua o statice, dude. Oh, ce stăteau aici. Stăteau la pândă, băieții. Ne-au murit pe amândoi. De ce înseamnă că am pierdut, nu? Ba nu, mai e unul. Ultra Francisc ăsta. Hai să vedem de ce este în stare. Hai Francisc, omoare-i! Pentru binele echipei și pentru binele țării. B-Doors. Cine știe care e B-ul, adică nu e nicio mapă. Care buton mai era? J. To open up the shop. Oricum nu ce să cumpăr, deci v-aș vrea să zic shop-ul. Uite-l pe la jos! Vă rog să mă iertați, dar chiar m-am zis că am răcit și... Na. Sper să-mi treacă, nu știu ce să zic. Dar...
Mă rog. Hai să vedem. Cumpărăm din nou. Pistols. Nu. Vreau o armă, vreau un SMG. Nu, pistol, pentru că totuși îmi iau Deagle-ul pentru că pur și simplu arată genial. Și uitați-vă că deși mie chiar l-au făcut. Wow, deci chestia asta e prea tare, deci o iubesc. Iubesc cum îl rotește. Parcă e mai smooth decât în CSGO. Ce-au dat, smoke? O să nu mori. Bravo, Ultra Francisc. Sunt mândru de tine. Cineva pe jos? Uite-l. Oh, yeah, i-am dat cap. Nu știu, nu a fost capul ăla, sub nicio formă, dar i-am dat. L-a văzut Ultra Francisc. Nice. O să mă duc eu după el. Cred că o să nu stea pe aici la pândă, să facă camp. Ia iarmă. Ok. Pe 90. Fiți atenți aici, acum trag cu pe 90-ul. Dar nu-i nimeni. Anybody? Ultra Francisc s-a întâlnit cu el, este acolo sus. Am să mă duc să-l ajut pe Ultra Francisc. Francisc Crac, ceva. Nu știu, nu-i chiar Ultra Francisc, e un Francisc Crac ăla. Aud apă. L-a omorât. Ce tare. Dar apa de unde aud? Asta este o plăcintă. Foarte interesant. Și pe aici este o... mi s-a părut că pot să văd. Mă rog. Hai să ne luăm. Nu putem să luăm AK-47. Nu vrem să folosesc AK-47. Dar nu este nicio problemă. Ne vom merge. Nu știu unde m-am dus. Aici o ușă așa. Care ar trebui să deschidem. Picked up a hostage? Serios? Uite așa se joacă, boss. Kill. Încărcăm arma și mergem după ei. Trage-n ei Ultra Francisc. Ia, tripuri kill. Alex Alvarez a făcut tripuri kill. Nice. Să mă duc cu Deagle-ul pentru ultimul. Am să vă arăt aici skill, pentru că sunt un jucător profesionist. Nu știu, de fapt nu prea sunt, dar ați înțeles voi. Uite-l. Yo, tripuri quadra kill, de fapt. Hai cu pentakill-ul, hai cu pentakill-ul. Unde e ultimul? Îl găsesc eu, fiți atenți. Oh, m-am aruncat. Oh, au luat hostage-ul, nu, ne-au bătut. Asta înseamnă că suntem morți în cadă, adică nu suntem buni. Da, hai să schimbăm. Să luăm AK-47. Să-ți pregătiți aici să vedeți. Oh my god, deci este chiar arma din Counter-Strike. Cred că chiar au furat-o ceva. Au furat-o chiar din jocul original, sunt sigur. Adică nu doar au făcut un model, e chiar furată. N-au mai venit pe aici? Mai, dar incredibil. Ce mă enervează? Mai sunt ultimul, frate, serios. O să iau hostage-ul, dar nu știu de unde îl iau. De acolo, de acolo, de fapt. Aici, în stânga, iau în căști, pentru că folosesc căști profesioniste. Unde? E aici. L-au luat. Unde îl duc? Nu aici. Unde îl duc? Nu. Mă grăbesc. Da, mori. No, mamă, am dat doar un singur hit și am tras. Cred că numai în el am tras. De-aia am dat doar un singur hit. Ce să-mi supun nasul, îmi pare rău, dar sunt mort iară. Asta se întâmplă când acești. Da. Iertați-mă. Bun. Revenim. Nu asta, frate. AK-47 plus Kevlar plus helmet. Let's go. Alegi mai repede cu cuțitul, parcă, nu? Da, chiar alegi mai repede. Nu doar mi se pare. Hai. Nice. Capățăna. Die. Ok, l-am omorât. Dacă vine cineva, eu sunt pregătit. Nu m-am luat damage bine. Pus asta. Să tragă cum trebuie. Uite aici hostage-ul, deci. Da. Nu mă prind unde e hostage-ul. Camera asta? Da, uite-l. Aici trebuie noi să păzim. Tipul ăla e AFK, mi s-a părut că apără chiar foarte bine. Și chiar vreau să spun chestia asta, dar omul era AFK, adică.
Mi-a dat unul singur. Și nu știu unde este. Cred că e AFK și al lor. Hai să mergem să vedem dacă e AFK. Nu cred. L-aud. E acolo sus. Oh yeah, MVP for most eliminations. Asta înseamnă să fiu un jucător foarte bun. Mă doare piciorul. Au, ce rău mă doare piciorul, adică nu doar mă doare, chiar mă doare foarte, foarte rău. Bun, revenim. 2, 1, let's go. Hua. Hua. Ok. Nu, pe aici am greșit drumul. Mergem cu glocul nostru acesta mirobolant. Și o să stau, uite aici, fiți atenți. Îi aud, cum se dau. Yeah, boy. Avea bizon. Yo, yeah. Serios? Like, for real? I-am dat, dar nu destul. Interesant. Interesant. Am fost aproape cel puțin. Da. Cât mai e din meciul acesta? Cred că mai avem. Mai avem runde destule. Dar eu voi încheia episodul aici, sper tot să vă dăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, v-am spus, nu uitați să dați un pumn butonului de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Da, plus că dacă mai vedeți episodul în continuare de Roblox, și o să și cumpăr skin pentru caracterul meu, adică să arate mai frumos. O să vedeți, o să-i pun hăinuțe și o să fie frumos. Da. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!